România în direct cu Vlad Petreanu la Europa FM. Bună ziua, prieteni, sunt Vlad Petreanu și azi țin locul lui Cătălin Striblea, gazda voastră obișnuită de la România în direct. Cu el o să vă reîntâlniți mâine, dar oricum ar fi, emisiunea rămâne aceeași. Aici e locul în care puteți spune națiunii ce vă preocupă, ce vă nemulțumește sau ce vă dă speranță. Azi am adus o oglindă radiofonică în studio și în ea aș vrea să ne privim cât mai mulți, să ne uităm atent atât la defecte cât și la calități și să nu ne fie frică să vorbim deschis nici despre unele, nici despre celelalte. Apoi să tragem o concluzie în funcție de ce am văzut, de ce am auzit și să acționăm în consecință. Aș vrea să vorbesc astăzi în mod special cu românii noștri care lucrează în Europa și ne ascultă acum, sau cu români care au lucrat în Europa și s-au întors acasă. Deci cu aceia dintre voi care aveți experiența interacțiune directe cu străinii. În fine, cu aceia dintre voi care au avut momente memorabile, fie ele bune sau rele, atunci când ați interacționat cu străinii în afara României. Și să mă explic. Ați auzit, cred, de incidentul cu afișul adresat în românește direct hoților dintr-un magazin britanic, un magazin Tesco din Londra, de fapt, adică partea unui lanț foarte mare și important de supermarketuri, foarte popular și des întâlnit în regată. Pe acest afiș scrie așa, chiar în limba română, cum spuneam, și citez acum: avertisment pentru hoții din magazine. Hoții din magazine prinși vor fi urmăriți penal. Ofițeri de poliție îmbrăcați civil acționează în această zonă. Și urmează niște numere de telefon pentru situații de urgență, tot cu mesaje în limba română. Nu e ceva scris cu pixul pe o foaie de hârtie, pe un carton, e un afiș tehnoredactat, adică pregătit, are grafică, are poze, litere de diferite dimensiuni, e tipărit color. Deci este o chestie gândită, nu este o întâmplare. Persoana care a observat afișul, care era plasat la raionul de băuturi alcoolice, a trimis o scrisoare de protest magazinului pe care l-a acuzat de discriminare etnică. În fond, poate că unii hoți sunt români, dar nu toți hoții sunt români. Nu? Dar aceeași persoană a aflat apoi că afișul ar fi redactat și distribuit, de fapt, de Poliția Metropolitană Londoneză. Asta cred că este un fel de poliție locală, ceea ce dă o cu totul altă dimensiune problemei. Deja nu mai e vorba de un manager de magazin cu o inițiativă discutabilă, ci de o instituție publică a Regatului Unit care demarează astfel de acțiuni. Avertismentul pentru hoții români, scris în română, a provocat reacții diverse și s-o notăm pe cea oficială acum, că pe ale voastre o să le așteptăm în direct, o să le luăm în direct imediat, care va să zic că ambasada României a protestat și a cerut magazinului și autorităților, citez, înlăturarea imediată a materialelor cu caracter discriminatoriu, precum și clarificarea circumstanțelor și a motivelor care au stat la baza utilizării acestora. Am încheiat citatul. Și acum venim la miezul problemei. Cum suntem văzuți noi românii în străinătate? Prieteni, cei care lucrați afară sau ați lucrat afară, vă confruntați sau v-ați confruntat cu atitudini discriminatorii? V-a fost rușine vreodată că sunteți români în Europa? Vi s-a întâmplat să ezitați o clipă să vorbiți românește pe undeva și dacă da, de ce? Sau, să vedem, poate că este exact pe dos. Poate că percepția asta, faptul că noi credem că, unii dintre noi credem că suntem cei mai proști și mai hoți din Europa, poate că ăsta e doar un complex de inferioritate, de este european sărac. Poate că percepțiile s-au mai schimbat și poate că o să sunați azi la România în direct, la 0372 069599 și o să-mi spuneți că atitudinea generală față de români este de respect sau măcar de indiferență respectoasă și că sunt doar câteva uscături ca peste tot care ne mai fac să ne simțim prost. Cum suntem văzuți noi românii în Europa? Vă rog să ne sunați, mai ales dacă ne ascultați din afara granițelor sau dacă ați lucrat un timp în afară și aveți experiență directă, dar desigur emisiunea este deschisă oricui și vouă tuturor, pentru că opinia fiecăruia contează, noi le respectăm pe toate. Începem deci cu Adriana, o să vă rog să ne spuneți și de unde ne sunați, dacă ne sunați din străinătate. Adriana, bună, de unde ne suni? Bună, Vlad, bună ziua tuturor. Vă sunt din Marea Britanie. Aha. Mai exact din Anglia. Da. În primul rând vreau să zic că, într-adevăr, acel afiș mi se pare discriminatoriu.
Da. Dacă era făcut în mai multe limbi, tipărit în mai multe limbi, aș fi spus că e ceva ok, e ceva pentru siguranță, pentru... dar așa mi se pare foarte discriminatoriu. Pentru că întrebarea care se pune este următoarea. Adriana, stai așa, ca să am un comentariu acum. Dacă Poliția Metropolitană a pus un afiș în limba română acolo, pentru hoții români, presupunând că există, înseamnă că știe, este o instituție oficială, dar nu merge pe bârfe, înseamnă că știe, are dovezi că sunt români unii care fură de acolo și atunci întrebarea este, bine, dar de ce nu-i prinzi? Adică, dacă știi că sunt români, înseamnă că știi cine sunt, știi ce au făcut, de ce nu-i arestezi? A trebuit să-și facă datoria, într-adevăr. Da, într-adevăr sunt hoți români, pot să zic din propria experiență. Uh-huh. Eu lucrez la un magazin de îmbrăcăminte. Da. Și acum, aproximativ 3 ani de zile, în magazinul în care lucrez, două doamne au fost prinse cu haine pe care nu le-au plătit. Da. Eu am fost nevoită să fac pe translatorul. Să faceți pe traduc, să faci pe traducătorul, da. Exact, cu polițistul care a venit. Uh-huh. Să le legitimeze și să afle ce s-a întâmplat. Uh-huh. Au primit doar un avertisment și au fost nevoite să plătească ceea ce au furat sau au vrut să fure. Uh-huh. Însă, vă dați seama, eu m-am simțit penibil, eu. De ce? Asta e întrebarea. De ce? De ce? Nu știu, pentru că erau români. Deși la locul meu de muncă și niciodată de când sunt în Anglia, nu am simțit că sunt discriminată într-un niciun fel. Uh-huh. Și chiar când cineva mă întreba de unde sunt, eu spun tot timpul că sunt din România. Nu am avut nicio problemă niciodată. Niciodată, nu. Eu zic că atâta timp cât ești corect, uh-huh, și muncești, nimeni nu are nimic cu tine. Sigur, asta este așteptarea tuturor. Dar vezi, interesant, în momentul în care ai avut de a face cu două persoane suspectate, mă rog, prinse în flagrant, înțeleg, care erau românce, ai avut un sentiment de rușine. Firar să fie, știi, noi suntem atât de puțini, noi românii în general suntem foarte puțin solidari. Așa se spune despre noi afară. Dar când vine un moment de ăsta, în rușine părem să fim mai solidari, nu? Nu e ciudat? Este ciudat. Să știți că le-am și certat așa puțin pe doamne, deși erau mai în vârstă decât mine. Dar, da, așa este. Cred că este firea noastră să ne simțim așa puțin rușinați, uh-huh, de rușinea altuia, într-un fel. Bine, Adriana, îți mulțumim foarte mult pentru intervenție. Mergem mai departe. Vasile, bună ziua, ești în direct la România în direct. Salut. Salut. Deocamdată sunt în România, am venit anul trecut. Și eu am lucrat tot în Anglia, uh-huh, în Londra, în Northampton și în Slough. Uh-huh. Nu știu, experiența mea e în felul următor. Într-adevăr, am simțit oarecare, nu neapărat discriminare, nu neapărat, să zic eu, că m-au dat la o parte, dar la început, până ce m-au cunoscut, până ce au văzut cine sunt, uh-huh, și ce pot și cum muncesc și... Când am lucrat doar în construcție, am lucrat și în construcție, am lucrat și în bucătărie, în mai multe domenii. Uh-huh. Peste tot, inițial m-au privit că, da, ăsta e român, trebuie să avem puțină grijă cu el, să-l cunoaștem. Când și le-am... Uh-huh. Până și expresia asta că le-am câștigat încrederea, da, mă face să mă simt puțin, dar de ce trebuia să le câștig încrederea? Adică eu am avut încredere să merg la ei și să muncesc, că poate nu m-ar fi plătit după, dar am avut încredere că or să mă plătească, uh-huh, dar eu lor a trebuit să le câștig încrederea. Păi de ce? Vasile, vreau să te întreb așa. Vreau să te întreb așa. Presupun că n-ai lucrat singur, individual, ai lucrat în echipe. Erai singurul, da, străin din echipele respective, singurul imigrant sau mai erau și alții? Când am lucrat în bucătărie am fost singurul. Uh-huh. În construcții, în schimb, nu. Bun. Adică au fost anumite locuri, da, site-uri de construcții unde am fost singur, dar pentru început, când am intrat în branșa de construcții, nu, n-am fost singur. Pentru că întrebarea mea este dacă și față de alți imigranți, poate de alte naționalități, a existat rezerva asta care ar putea fi generală
În general față de un imigrant, nu față de un român imigrant. Poate că și față de un polonez sau un bulgar sau okay. un albanez. Nu, uite, înțelegi întrebarea. Nu a fost aceeași. Da, înțeleg întrebarea. Nu a fost aceeași atitudine. În ideea în care în primul meu site de construcții, site managerul nu că înțelegea română. Vorbea puțin mai strâcit, dar vorbea română. Așa, vorbea românește și mi-a zis că primul lui cuvânt pe care l-a învățat a fost țamțaram. Țamțaram? Care, pentru cine nu știe, nu se referă la a fura. A, serios? Da. Așa, ei. Și în aceeași zi când am venit eu, am fost eu, încă un băiat care era indian și un polonez. Pe ceilalți doi, adică nu știu, mie mi s-a părut că cel puțin mie mi-a acordat mai mult timp în a mă face să înțeleg că, știi, la el în site nu e ok să pe șantier, da. De ce crezi că a fost diferența asta? Asta e întrebarea la care vrea să primească un răspuns. Fix la ce concluzie am ajuns și eu, că suntem poate, dar în fiecare popor, când mergi în altă țară, din fiecare popor poți să găsești uscăturile, da? Uh-huh. Nu știu, poate că eu am ajuns la concluzia că uscăturile noastre sunt puțin mai vocale. Uh-huh. Sar mult mai mult în evidență, părerea mea. Sar în evidență că sunt, că sunt mai gălăgioși, da, gălăgioși, sau da, pentru că da, sunt mai mulți care fură? Nu știu dacă sunt neapărat mai mulți. Okay. N-am numere, ca să zic că sunt mai mulți, dar mers cu metrou timp de 2 ani de zile. Am văzut de mai multe ori, poate că aceeași persoană, da, român fiind, care venea și își dădea maneaua la maxim. Mm-hmm. N-am mai văzut, ca să zic, la polonezi, poate, nu știu, 2 ani de zile, dacă am văzut de 3 ori un polonez care să vină să-și dea rap-ul polonez la maxim în metrou. Da. La indieni, să zice, poate de mai multe ori. Dar de cele mai multe ori, v-am spus, am văzut români cu maneaua la maxim. Uh-huh. Și eram cu alt român lângă mine și am început să vorbim în engleză. Și, da, nu știu, pot să zic că am un nivel de engleză destul de bun. În momentul în care am mers în primul site, m-a întrebat că, da, tu de unde ai învățat engleză? Uh-huh. Vorbești prea bine engleză pentru a fi român. Da, totul la școală, din desene animate... Am înțeles. Mulțumesc mult pentru telefon, Vasile. Vedeți, lipsa de respect arătată de unii în comunități, în metrou, când deranjează pe toată lumea, se întoarce în lipsă de respect. Liviu, bună ziua, te ascultăm. Bună ziua, domnul Petrean. Bună ziua, domnul Liviu. Să începem cu o mică precizare. Pădure fără uscături nu există. Și dacă noi românii în ultimii 30-40 ceva de ani, ca să nu spun și mai mult, ne-am tot lăudat cu virgule de rigoare că suntem printre cei mai nenorociți din toată Europa asta, eu aș vrea să vă precizez faptul că nu suntem. În special în Marea Britanie, care este o țară extrem de cosmopolită. Este o țară care are tradiții foarte lungă în a accepta migranți și emigranți. Ok? Românii au început să vină cam din 2007-2008 într-o manieră masivă. Uh-huh. A fi român, calitatea de român, este o chestie extrem de bine văzută în Marea Britanie și în special în Londra. Uh-huh. Și nu exagerez cu nimic. În orice domeniu am activat și am o grămadă de prieteni care activează în fel de fel de domenii, sunt foarte bine văzuți. Uh-huh. Există și acea incidență în care, unul din 10 inși se dedă la anumite fapte care devin, rușinoase pentru noi români, dar n-ar trebui să ne fie rușini. Și ar trebui să recunoaștem că și noi avem uscături ca și oricare alte popoare. Spre exemplu, albanezii sunt numărul 1 la vândut droguri și prostituții și proxenetism și chestii de genul ăsta. Da. Populația lor autohtonă se ocupă cu niște chestii care țin de delincvență, dar fapte care implică foarte multă violență. Nu știu dacă ați auzit, dar în ultimii ani Londra a ajuns să fie pe numărul 1 la crimele care implică cuțite și înjunghiere, mai mult decât New York-ul, și ăștia nu sunt români. Deci au și românii chestiile noastre, defectele lor, să zicem, defectele noastre. Și atunci, Liviu, cum îți explici apariția unor avertismente împotriva infracțiunilor comise în mod specific de vorbitori de limba română?
Bun, este felul următor. Acum nu că aș vrea să aduc o circunstanță atenuantă la ceea ce s-a întâmplat. În primul și primul rând, eu cataloghez totul ca o gafă din partea Poliției Metropolitane. Și în nicio formă n-ar fi trebuit să-și permită să afișeze acel anunț explicit în limba română. Dar se întâmplă într-un cartier al Londrei în care populația românească este extrem de concentrată. Și este și normal dacă s-au adunat mai mulți care la un moment dat au vrut efectiv să nu plătească ceea ce vor, să fură în special băuturile alcoolice, au făcut odată de două, de trei ori, să și profită de un vid legislativ destul de... de un vid legislativ. Hai să spunem în felul următor. În România ar fi fost prinși și efectiv luați la șuturi în fund sau condamnați sau chestii de genul ăsta, chiar dacă pedepsele ar fost mici, în Anglia nu se întâmplă. De obicei, dacă ești la prima abatere și mulți nu fac altceva decât să se laude cu chestia. Ce o să facă, frate? Mă prind din două și în curmă, dă afară și îmi dă un avertisment. Nu funcționează așa. Dar, repet, sunt oameni și oameni și noi, între noi românii, ar trebui să ne vedem și să ne recunoaștem și calitățile, dar și defectele ca să putem să mergem mai departe. Liviu, înțeleg că lucrezi, sau stai și lucrezi în Londra? Nu știu, da, de unde ne sunt. Lucrez în Londra, dar sunt 20 ceva de ani de când am venit în Londra. Sunt așa românii solidari acolo? Simți că aparții unei comunități de români sau fiecare cu treaba lui? Bineînțeles. Și marea majoritate a prietenilor mei suntem de foarte mult timp venit aici. Mulți dintre noi ne-am luat și cetățenii britanică. Ne-am integrat într-o manieră exemplară. Nu pot spune că am fost vreodată discriminat, nu pot spune vreodată că am fost batjocorit, da, doar pentru faptul că provin din România. Nu, eu sunt mândru că sunt român, am venit la pachet cu un bagaj de cultură generală deosebit de bogat, tocmai datorită faptului că vin din România și suntem apreciați pentru faptul că suntem români. Repet, suntem apreciați. Acum, asta este. Fiecare pădure are propriile uscăciuni. N-avem ce face decât să acceptăm chestia asta și să mergem mai departe. Dar sub nicio formă... Mai am o întrebare, Liviu. Dar, deci spui că stai acolo de 20 de ani, sunteți mulți, ești integrat într-o comunitate. Care e reacția ta și a prietenilor tăi când vedeți alți români, uscături, cum le spui, că se dedau la fapte? Cum reacționați? Reacția mea este aceea și dacă ar fi un englez sau ar fi vreun arab sau ar fi oricare altcineva. Este de condamnat și atâta tot. Nu are importanță că este român. Pentru mine are prea puțin importanță originea respectivului cetățean care se dedea la asemenea actii. Da, da, tu te mândrești că ești român. Adică te mândrești că ești român și asta înseamnă că nu ești singurul român. Sunteți mai mulți. Exact. Și dacă eu imprimis, atunci când văd un frate român care se dedă la asemenea fapte, nu țin cont de faptul că este fratele meu român și dau telefon la poliție și îmi fac datoria de cetățean, datoria civică de cetățean și sun la poliție și denunț acel fapt, eu sunt mândru pentru ceea ce am făcut și nu mă consider un turnător, ci ar trebui să fiu luat ca exemplu de toți, să facem toți aceeași treabă. Dacă am fi toți mai puțini diferenți la fapte care se petrec sub ochii noștri, atunci lumea ar fi mai bună. Foarte este bine spus, Liviu. Îți mulțumim foarte mult pentru telefon și îți mulțumesc că ești ascultătorul nostru. Sper să ne reîntâlnim în direct la Europa FM. Andrei, bună ziua, te ascultăm. Bună ziua, domnule Petreanu. Bună ziua, domnule Andrei. Stau în Anglia de aproximativ 5 ani, mă rog, merg pe al 6-lea an. Ca să vă răspund la întrebare de unde e imaginea asta proastă a noastră, păi eu când am venit în Anglia... Nu știu dacă e proastă. Mă întreb. Eu am constatat unele, am observat unele priviri la un moment dat în anumite locuri. Dar nu spun că este peste tot așa sau că e general. Nu este peste tot așa. Depinde și unde ajungi, depinde și cine a fost înainte, adică ce fel de oameni au muncit înainte la locul ăla de muncă. Pentru că s-a nimerit să merg să muncesc, nu știu, într-un depozit unde românii erau, într-adevăr, cum spunea și un coleg, un ascultător al noastră dinainte, super bine apreciat și tot a fost super ok, dar am nimerit și alte locuri unde au fost alți conaționali de-ai noștri care, să zic așa, făcut chestii nu neapărat, de care nu neapărat putem să ne mândrim, la modul că au furat din depozite și așa mai departe. Dar în 2015, ce vreau să vă spun, țin minte că mă uitam la un post de televiziune locală, cred că era Channel 4 sau nu mai știu care din ele, făcuseră un documentar despre români care veneau în Anglia. Și erau prezentați, din păcate, hai să zic așa, cei mai puțin norocoși și mai puțin defavorizați, și oamenii care nu vorbeau foarte bine engleză, care nu se descurcau, oameni care veneau dintr-un mediu sărac. Tot în perioada aia, dacă mai țineți minte, era și Nigel Farage cu partidul acela lui care spunea despre români și despre bulgari că vin în Anglia și că să le fure joburile și, nu știu, cred că toate chestiile astea adunate au făcut cumva să ne facă și o imagine de asta. Andrei, ești de 5 ani acolo. Ai sesizat vreo schimbare în ultimii ani? În ăștia 5 ani, Marea Britanie
practic a ieșit din Uniunea Europeană, a fost și o campanie împotriva străinilor. Ai simțit vreo evoluție sau vreo involuție? Nu am simțit, adică nu știu, mie mi-a fost bine peste tot pe unde am fost. Nu pot să spun că a fost ceva, nu știu, orientat direct către noi care să ne lovească în un fel. Până la urmă, acolo, din punctul meu de vedere și din experiența pe care am avut-o, cel mai mult contează să fii serios și să-ți vezi de treaba ta. Adică dacă îți vezi de treaba ta și îți faci treaba cum trebuie, nu are nimeni ce să-ți reproșeze, toată lumea e ok. Ai lucrat cu alți români împreună? Am lucrat, da, am lucrat. Ai lucrat cu români care erau neserioși? Da. Ce le-ai spus? Lucrat. Le-ai spus ceva sau i-ai lăsat în pace? Am spus că am lucrat, de exemplu, acum lucrez ca șofer profesionist pe tir și la un moment dat am avut un coleg, să zic așa, român, care se gândea cum să facă să fure motorină din camion și am spus să fură motorină. Bă, ne uite care e chestia, tu fur motorină, zic, s-ar să te prindă pentru, nu știu, 100 de lire pe care faci într-o săptămână. Ori să te prindă, ce o să te dea afară. Zice, da, mă, dă afară, nu-i problemă, mă duc în altă parte. Zic, ok, dar după tine mai vine altcineva care face la fel, îl prinde și pe ala dă afară. Mai vine altcineva care face la fel, îl prinde și pe ala dă afară. Și la un moment dat vine unul care nu vrea să facă, unul care vrea să muncească și să-și vadă de treaba lui. Și o să-l întrebe, ce, româna, îmi pare rău, nu pot să am avut români care fură, da. Mulțumesc mult, Andrei. Asta este problema. Vorbeam înainte de emisiune despre renume și cum renumele unei comunități îi asigură acesteia, sau mă rog, îi oferă acesteia posibilitatea unui trai mai bun sau mai prost, în funcție de care este renumele ei. Trebuie să ne gândim la imaginea pe care o proiectăm ca la imaginea pe care o vedem, nu știu, pe ecranul telefonului sau pe ecranul televizorului, care este formată din foarte, foarte mulți pixeli. Noi, românii, când mergem în străinătate, suntem pixelii care creează imaginea comunității noastre. Dacă noi suntem întunecați, suntem stricați, dacă sunt mulți pixeli de acest gen defecți, atunci și imaginea respectivă va arăta foarte, foarte prost. Și nimeni nu-și va dori să interacționeze cu un astfel de ecran. Alex. Bună, Alex. Ești în direct. Te rog. Servus, Vlad. Salut. Eu am stat 20 de ani în Spania, în Barcelona mai concret. Da. M-am întors de un an de zile. Aș vrea să încep prin a felicita pe Liviu pentru ceea ce a spus, subscriu 100%. Da, foarte bun, ceea da. Ce a spus el. Eu ce pot să spun din experiența proprie este 90% dintre persoanele cu care am interacționat ne-au spus că dacă îi cunoști pe români din media, ai o părere proastă. Dacă ajungi să-i cunoști personal și mai ales în planul la lucru, se schimbă și radical altă impresie. Uh-huh. Și vorbesc de 20 de ani, nu de un an sau de 3 luni sau da, dar acoperirea, da, dar acoperirea media este mult mai mare decât interacțiunea directă cu un român în străinătate, eu, că nu toți... Eu sunt de acord cu tine, dar nu m-am prostit. Deci media costă tot 90%... Acum, parturat, ecuația este simplă. Nu neapărat. Acum trebuie să-mi apăr și eu meseria. Media se duce în general... Na, sunt obișnuit. Na, nu sunt nou meseria asta, știu cum e. Media se duce în general către lucrurile care ies din normă. Că nu relatăm despre lucrurile care sunt comune, obișnuite, normale, ca specie umană. Specia umană este interesată de lucrurile care se abat de la normă și de la normal, că de acolo pot veni pericole. Și de aceea media relatează despre asta, pentru că societatea e interesată de ieșirile din normă. Te rog, te ascult. Da, plecând de la ideea cu furatul, da? Cu furatul, de exemplu, în Spania există ideea că cei cu cămașă albă și cravată angajații băncii te fură mult mai mult decât un nenorocit dintre ăsta care îți bagă mâna buzunar și îți ia telefonul sau 100 de euro, care mi se pare foarte adevărat. Da. În altă ordine de idei, ca să facem o glumă, da? Cum ar fi fost un afiș dintre ăla în care să scrie în arabă, nu puneți bombe că vă prinde poliția metropolitană și vă urmărește pe al. Evident că i-au făcut o chestie care, într-adevăr, mare lor defect, ei trebuiau să-i prindă, nu să apuce să pună afișele respective. Dar nu știu dacă a reușit să... Că nu, ai explicat foarte bine. Da, ai explicat foarte bine. Ai interacționat, întreb și pe tine. Cât ai spus că ai stat 20 de ani în Spania, ai lucrat în Barcelona, în zona Barcelona. Ai interacționat cu mulți români acolo, că sunt foarte mulți, peste tot unde te duci în Europa, în 4 milioane de români. Cum a fost experiența cu ei? La locul de muncă mă refer. La locul de muncă foarte bună. N-am avut niciodată, absolut niciodată probleme. Niciodată n-am avut probleme. Ne-am, cum să spun,
Eu, cel puțin, eu sunt inginer constructor, da? Am lucrat foarte mult în construcții, am avut mulți muncitori, inclusiv români, în construcții, care aveam de toate națiile. Dar s-au adaptat la ceea ce înseamnă mentalitatea și forma de funcționare din șantier și am prins și care au furat, dar nu numai români. Uh-huh. Deci nu a fost o chestie să zici, am avut un român și-a furat și restul marocanii sau ce știu, din Africa sau sud-americanii n-au furat. Nu. Toată lumea, dacă era să fie uscătură, era indiferent de naționalitate. Atunci poate că... Eu... Da, te rog. Da. Nu, eu am avut o singură experiență mai interesantă, undeva în sudul Franței, la un moment dat veneam cu o mașină cu număr de România. Foarte rar mi s-a întâmplat și m-a oprit poliția. M-am trezit cu doi motocicliști, unul în față, unul în spate, m-au oprit, m-au tras pe dreapta pe autostradă. No, actele la control. I-am dat actele de la mașină, i-am dat buletinul românesc și când am scos carnetul de conducere spaniol, că am carnet de conducere spaniol, s-a schimbat total atitudinea. Incredibil. Și după am început să le povestesc că sunt membru la Football Club Barcelona, am ajuns să vorbim de fotbal, de meci. În ce sens a schimbat atitudinea? Stai puțin, că aici e ceva. Cum adică? Adică la buletinul care... românesc se uitau într-un fel și la permisul spaniol se uitau altfel? Da, să uitau circumspect, pentru că m-au pus să deschid duba, că n-am nimic, să deschid duba, să nu știu ce, și în momentul în care au văzut permisul spaniol, pur și simplu s-a văzut pe fața lor, s-a luminat, adică nici n-au reușit să disimuleze. Deci din păcate îmi confirmi faptul că există o anumită atitudine. Exact, asta s-a întâmplat în Franța, da? Asta nu, în Franța, în sudul Franței mi s-a întâmplat lucrul ăsta. Nu, că sunt de toate. Și la urmă, dacă stăm să ne gândim și în România, noi, între noi românii, nu? Că vine unul din Moldova sau unul din Oltenia în Ardeal, nu-i foarte bine privit, sincer. Știm foarte bine, sau din București. Acum să spun ceva, numai în București, știi că toți bucureștenii sunt foarte deschiși către oamenii care vin din toate părțile țării. Adică noi bucureștenii suntem obișnuiți cu asta, n-avem nicio problemă. Mai degrabă, ei, între ei, cei care nu sunt din București, se uită așa mai suspicios unul la celălalt. Da, bucureștenii săraci de ei. Da, dar există discriminarea asta, inclusiv în cadrul nației noastre. Da, nu știu dacă e o discriminare sau mai degrabă un soi de tachinare, că noi ne suntem dragi unii celorlalți totuși. Mai devreme era mai degrabă o glumă, nu era neapărat în serios. Mulțumesc, Alex, foarte interesant ce mi-ai spus. Marian, bună ziua! Te ascultăm, Marian. Bună ziua, Vlad. Bună. Mă auziți, da? Da, sigur, foarte bine. Stau în Birmingham de 5 ani de zile, sunt în Anglia, da? Lucrez în domeniul amenajerilor interioare și mentenanță, colaborez cu câteva agenții de închiriere case și am întâlnit în mare parte cam tot felul de oameni, indiferent că au fost români sau alte naționalități, dar da. Legat de subiectul principal, în 5 ani de zile am fost martor de 3 ori într-un supermarket asemănător cu cel din anunț, în care conaționali i-am văzut schimbându-și încălțămintea sau îmbrăcându-se cu mai multe haine pe sub hainele lor și făcând astfel de lucruri. Doar români am văzut, adică am trecut pe lângă ei și am văzut că vorbeau românești. Legat de discriminare... care a fost reacția ta când i-ai văzut făcând asta? Singurul lucru care este indicat este să anunți faza care este la intrare. Nu recomand nimănui să intre direct în discuție cu astfel de persoane. Nu contează dacă sunt români sau alte naționalități, pentru că agresivitatea este așa de mare încât te poți trezi fiind atacat cu armă albă sau... Da, corect. E foarte corect atitudinea. Ai vorbit atunci cu paza? În vreunul din incidente? Da. Ok. Lucru corect de făcut, așa e. Nu știu ce s-a întâmplat mai departe, pentru că am plecat. În altă ordine de idei referitor de legat de discriminare, unul din colaboratorii mei, care lucrează la o agenție de închiriere, și-a cumpărat recent o casă. Este de origine indiană, dar născut aici. Da. A aplicat pentru o altă locuință, o altă casă pe care și-a dorit-o,
A pulsat chiar cu 30.000, din câte am înțeles, peste prețul inițial care i-a fost oferit. A pierdut locuința efectiv pentru că nu este de naționalitate engleză. Păi dacă e născut adică acolo... Mi se pare incredibil. Când ai zis că e născut aici, unde ești? Născut în Marea Britanie sau în România? Nu înțeleg. Nu. El fiind născut în Marea Britanie. Păi și cum a pierdut? Dar având portul tradițional indian. Colegul de la cealaltă agenție care avea casa la vânzare, efectiv i-a spus că este un proprietar englez, nu vrea să vândă decât pentru englez. Da. Pentru că zona respectivă, cartierul respectiv, vrea să rămână... Au anumite reguli între ei. Zonele mai bine, care sunt mai bune, încearcă să și le păstreze pentru ei. Dacă sunt majoritate englezi acolo, acceptă foarte greu o altă naționalitate. Cumva, deși deci nu fac endorsement aici, nu e niciun nimic lăudabil aici, dar este un alt mod condamnabil, dar este un alt mod de a simți ca parții unei comunități. Adică este o uniune de interese acolo. Corect, dar vreau să punctez faptul că nu este ceva îndreptat neapărat spre români. Adică eu personal ai avut vreo problemă sau ai văzut? Nu. Toate agențiile cu care am colaborat în aceștia 5 ani de zile, în jur de 15 în total, mi s-a dat încredere din prima zi, am primit chei de la casă, am primit avansuri, bineînțeles, contra cu factură, dar mi s-a acordat încredere totală de la început, nu am avut niciun fel de problemă. Mulțumesc indiferent de somn, indiferent de orice. Mulțumesc mult pentru telefon și mulțumesc că ne asculți. Maria, bună ziua Maria, ești în direct. Mergem mai departe. Marian, uite, de la Maria la Marian. Bună, Marian, te rog. Bună ziua. Bună Marian, ziua. Din Olanda vă contactează. Bună ziua și celor care ascultă Europa FM. Transmit salutări din diaspora către români. Mulțumim frumos. Și să vină pe 6 decembrie la vot. Marian, deci, da, sigur că ești, ai reușit să înveți olandeză? Flamandă, de fapt. Aproximativ undeva de la 10-15% după 2 ani de zile. Okay. Este o limbă interesantă, dar dificilă. Greu de digerat. E mai grea vreau decât româna, de curiozitate. Mulți străini se plâng că româna e foarte dificilă. E mai ciudată decât româna, asta vă pot spune, da, dar româna este mai frumoasă decât olandeza. Da. Ce vreau să vă spun, eu reprezint Sindicatul Român din Olanda, da, de un an de zile. Am creat acest grup pentru a vedea exact care sunt problemele românilor aici în Olanda și sunt foarte multe. Da, într-un an de zile am gestionat aproximativ 150 de probleme, dar nu despre asta este vorba, ci de percepția românilor către țările acestea unde se consideră a fi civilizate. Românii pleacă o parte din români pleacă cu idei preconcepute și de percepție foarte proastă. Ei au impresia că dacă vin într-o țară gen Anglia sau Olanda sau Germania și mai departe, totul îi se cuvine. Și posibil că de-aia se ajung la astfel de scenarii. Pe de altă parte, și selecția sau modul de abordare este făcut neselectiv. Adică nu există o selecție și acolo pot veni oricine și poate să facă orice. Înțelegeți? Adică vin pe piața muncii și cei care nu sunt pregătiți și cei care sunt pregătiți un continent liber și dreptul de circulație e garantat. Exact. Dar nu sunt responsabili. Asta este, domnul Vlad. Aici este problema de responsabilitate. Fiecare dintre aceștia nu-și asumă o responsabilitate, nu-și asumă riscurile și au tot felul de percepție a așteptărilor. Pe de altă parte, vreau să punctez aici legat de acel afiș. Asta este clar că este un semnal clar dat de Marea Britanie, printre altele, că nici românii de o anumită categorie nu mai sunt bine primiți. Și vorbesc de acei români care au creat probleme. Poate că așa trebuie să privim aceste lucruri. Și să fim realiști în acest sens, domnul Vlad. Adică înainte erau bine primiți și acum nu mai sunt. Nu. La un moment dat, știți că și în contextul Brexit-ului, da, știți care este contextul pe fenomenul acesta imigrației pentru a, nu știu, a scăpat de sub control. Și printre altele au căzut și astfel de scenarii. S-au întâmplat și astfel de scenarii legate de faptul că unii români fac gen de infracțiuni. De ce? Pentru că s-a permis foarte mult și n-a existat un filtru. Nu știu dacă știți, Marea Britanie vor introduce un fel de scoring în ceea ce privește piața muncii. Da, am văzut. Tocmai de aceea vă ascult.
Marian, de aceea, întrebarea mea este următoarea. Deci spui că ești reprezentantul unui sindicat al românilor, organizația românilor, nu? Care urmărește interesele românilor. Lucrăm în online, avut, avem un grup de Facebook. Și că ai avut 150 de cazuri de rezolvat în, n-am reținut ce perioadă. Poți să-mi descrii? Într-un an de zile. Ce fel de probleme au? Adică, care sunt cel mai des întâlnite? Legat de locurile de muncă, legate de cazare, cazările în mare parte sunt au fost proaste, pe de altă parte la locurile au fost plătiți sub prețul pieții, sub prețul pieții, alții n-au fost plătiți, că aici se plătește cu ora, n-au fost plătiți cu tu pentru toate orele, și să vă explic de ce. Pentru că în agențiile acestea, în Olanda, se lucrează numai prin agenții, 80% dacă vrei să intri pe piața muncii, intri prin agenție, agenție temporară de muncă. Românii nu înțeleg că au contracte temporare odată și aici se creează o problemă de percepție și odată românii nu înțeleg că aici clar este există plata cu ora. Pe de altă parte, sunt anumiți români care au fost înainte de a se deschide această, știți că din 2014 s-a liberalizat piața muncii în Olanda, care au schimbat într-un fel regulile jocului și au făcut în așa fel încât ca să fie în interesul lor și să producă într-un fel pagube celor noilor români care vin să muncească, înțelegeți? Înțeleg de la tine, Marian, că n-ar fi vorba neapărat de discriminări, ci de faptul că unii dintre cei care se angajează, românii care se angajează în Olanda, nu înțeleg regulile pieței. Nu înțeleg regulile pieții muncii, nu înțeleg contracte, acest tip de contract. Pe de altă parte, sunt și agenții de muncă care exagerează pentru că au existat români care au zis, domnule, românul vine și poate dormi și sub pat sau peste pat, că nu contează la el, înțelegeți? Uh-huh. Și aici întâmpinăm probleme. Uh-huh. Și agențiile i-au ascultat pe ăștia mai vechi, au schimbat regulile, au picat sub demnitate și iată că sunt aceste probleme. Agențiile astea închiriază spații neconforme, ei degeaba să îți spun că sunt controlate, de fapt nu sunt controlați. La fel, tot din cauza acestor români care au fost băstinați, care au fost de la bun început aici, înțelegeți? Da. Și asta este o chestiune foarte... Cu mâna pe inimă, Marian, spune-mi. Olanda, acolo înțeleg că ești de mai mult timp și te ocupi de interesele române. De 2 ani. Dacă ești un român, venit în Olanda, dar care își vede de treaba lui, are un job ok, nu are ultimul job din țara respectivă, nu este niciun, cine știe ce, super vedetă. Se poate simți, poate simți acest român că este în aceeași categorie cu olandezii născuți în Olanda? Cu aceeași mână pe inimă, vă spun, domnul Vlad, da. Eu lucrez în producție, de profesie sunt inginer și sunt colegi care lucrează ca și operator, deci n-au studii superioare și sunt tratați ca de la egal la egal. Deci nu există discriminări, există respect reciproc, există demnitate și există colaborare. Mulțumesc foarte mult, Marian din Olanda, mulțumesc că ne asculți și poate ne mai întâlnim. Mai avem câteva minute să încercăm să mai luăm telefoane. Răzvan, da? Răzvan. Bună ziua, Răzvan, ești la România în direct, te ascultăm. Salut, Vlad, îmi pare bine. Mulțumesc pentru posibilitatea de a vorbi. Oricând. Eu cred că Poliția Metropolitană are niște statistici și cred că vorbesc în cunoștință de cauză. Cred că nu sunt multe de spus. Nesimțirea și mojicia din România s-a mutat un pic în cealaltă parte a Europei, unde e mai ușor de făcut bani. Adică despre asta e vorba. Sistemul este foarte ușor de păcălit. În ce sens e ușor de păcălit? Vedeți, în România lucrurile, sistemul nu funcționează pentru cetățean. În schimb, aici, în vestul Europei și mai ales în Anglia, unde sunt eu, este ușor să te descurci. Iar dacă cunoști bine sistemul, stai puțin, că aici e o nuanță. Una este să te descurci și să reușești să te strecori printre obstacolele legale și alta este să încalci legea, adică să furi. Că una este poate imorală, dar nu e ilegală, iar cealaltă este infracțiune. Nu? Ok, am să merg un pic mai departe și am să spun că sistemul este ușor de încălcat și sunt foarte mulți români care au venit la prădui. Îmi cer scuze pentru limbaj, dar cred că despre asta este vorba. În România ar fi foarte greu să prostești sistemul.
așa cum o face în Marea Britanie. Da, mă rog, acum aș zice că în România sistemul este prostit și abuzat în foarte multe alte feluri de niște cohorte întregi de personaje bine conectate, okay. Dar e altfel de prăduială, înțeleg. Ok. Pe de altă parte, iarăși vorbim de statisticile Poliției Metropolitane, care cred că este instituție publică. Okay. Acum eu știu că profilarea etnică nu este permisă în instituțiile europene. Nu este, dar sigur, așa cum au o problemă și cu populația de culoare, vis-a-vis de care cred că iarăși au niște statistici, așa se ocupă și de români sau de este europeni, să zicem. Și cred că și-au dat și seama că românii, unii dintre români, bineînțeles, se ocupă de găinării. Noi nu cred că figurăm în statisticile lor ca niște mari criminali. În schimb, găinării de genul acesta, da, sigur că da. Răzvan, cum crezi că sunt văzuți în general românii în Marea Britanie? Prost. Prost. De ce? În general, acum, sigur. În general, sigur. Despre asta vorbim. Apropo, eu cred că nu este o conspirație, nu cred că s-au vorbit ei să se uite urât la noi, ci că așa ne-a mers renumele. Poate cei care au venit mai de mult aici au, încă o dată, abuzat sistemul într-un fel sau în altul și asta este, ne-a mers renumele. Nu cred că e o conspirație, adică nu cred că e bine să punem problema astfel încât să ne convingem unii pe alții că ei au ceva cu noi. Nu, asta e, deci n-are nicio legătură. Mulțumesc foarte mult, Răzvan, pentru intervenția în România în direct. Din păcate, va trebui să ne oprim aici. Vă mulțumesc tuturor celor care așteptați, nu mai putem vorbi, și tuturor celor care ați sunat și n-ați apucat să intrați, poate cu altă ocazie. Țineți minte asta, de renumele nostru ca națiune depinde foarte mult și calitatea vieții pe care o purtăm sau o poartă unii dintre noi, atât de mulți, 4 milioane în străinătate. Pixel cu pixel, român cu român, împreună creăm o imagine. Dacă imaginea asta este urâtă, negativă, atunci tuturor ne va fi greu, nu doar celor care încalcă legea. Mâine vă întâlniți cu Cătălin Striblea la România în direct. Eu, la deșteptarea dimineață, alături de colegii și prietenii mei, Zaf și Luca. Vă mulțumesc, o zi bună în continuare. România în direct cu Vlad Petreanu la Europa FM.